Salut și bine v-am regăsit în acest filmuleț, bine ați venit sau revenit pe canalul meu. Astăzi vreau să fac un filmuleț despre evoluția liniuțelor pe testele de sarcină. Și cred că vine numai bine după filmulețul de săptămâna trecută în care v-am povestit despre sarcina pierdută la 6-7 săptămâni și poate așa veți înțelege mai mult de ce de data aceasta am ales să urmăresc testele de sarcină pe mai multe zile și să mă asigur de evoluția liniuțelor, să văd că se îngroașă. Practic, poți să începi să faci test de sarcină și să ai șanse să-ți iasă pozitiv cam la 10 zile după ovulație. Cam atunci ai putea să începi să faci testul de sarcină. Bineînțeles că sunt lucruri pe care nu prea putem să le știm exact când are loc ovulația și așa mai departe, dar în principiu, dacă îți urmărești ciclul și ai un ciclu regulat și știi cam când trebuie să vină, să spun că ai putea să începi să faci teste de sarcină cu 2-3 zile înainte și deja s-ar putea să iasă pozitiv. Știu că sunt persoane care nu fac lucrul acesta și nici n-ar accepta să facă așa ceva, preferă să aștepte 2, 3, 4 zile, poate chiar o săptămână de întârziere și abia atunci să facă un test de sarcină, lucru care este în regulă, nu spun că este un lucru greșit, nici așa, nici așa. Important este să facem ceea ce noi simțim și ceea ce pe noi ne liniștește într-o anumită situație și pe mine în situația de față m-a liniștit lucrul acesta. Eu sunt genul de persoană care vrea să știe anumite lucruri dacă acestea pot fi știute. Și atunci, dacă pot să fac un test de sarcină cu o zi, două, trei mai devreme, eu voi face un test de sarcină mai devreme pentru a vedea dacă sunt însărcinată. Adică nu-mi place să stau așa în suspans și să aștept. Dar, de exemplu, nu vreau să știu la, să zic, la 12-14 săptămâni dacă vom avea o fetiță sau un băiețel, pentru că știu că nu pot afla lucrul acesta decât prin anumite analize mai scumpe și atunci dacă nu pot să știu lucrul acesta, nici nu îmi doresc să-l știu. Nu știu dacă are sens. În fine, ideea este că eu dacă pot să fac un test de sarcină, îl voi face pentru că vreau să știu. Deși toate lucrurile sunt controlate de Dumnezeu și nimic nu se întâmplă fără voia Lui, lucru care pe mine mă liniștește cel și cel mai mult, dar v-am zis, eu vreau să știu. Bun, și atunci, având experiența cu sarcina pierdută în martie, de data aceasta, de fapt, în fiecare lună făceam test de sarcină și vedeam, dacă ieșea negativ, făceam un singur test, nici nu mai insistam. Însă, în momentul în care am văzut că se pozitivează, am început să fac mai multe teste de sarcină și astfel am în agenda mea o evoluție a liniuțelor de sarcină și prima era mult mai vizibilă. Ceea ce vreau să spun este că toate liniuțele de test care indică sarcina erau mult, mult mai pronunțate atunci când am făcut testul, doar că odată cu timpul se usucă și dispar. Nu știu dacă voi puteți observa la cameră primul test de sarcină, că abia se mai vede liniuța. Am făcut primele două teste, sunt cu 3 zile înainte, următoarele două teste cu 2 zile înainte, următoarele două teste cu o zi înainte, deja vedeți că se vede liniuța foarte, foarte bine și acestea două teste sunt în ziua în care trebuia să vină menstruația, după aia am făcut la o zi de întârziere, 3 zile de întârziere, 5, 8 și tot așa mai departe și se vede că liniuța a început să fie din ce în ce mai vizibilă. Dar, repet, în momentul în care făceam testele, toate liniuțele erau mult, mult mai pronunțate
Și aceste teste sunt destul de ieftine. Eu le-am comandat de pe Amazon și am dat câțiva euro, nu știu, vreo 6 euro, cred, pe 50 de bucăți sau nu mai țin minte, dar oricum știu că mi s-au părut destul de ieftine. Și chestia este că la un moment dat, ultimul test nu mai știu când l-am făcut, dar oricum l-am făcut după vreo 2-3 săptămâni, ceva de genul acesta, și deja nu mai era mare diferență, pentru că la un moment dat linia nu se mai îngroașă, adică ajunge la o capacitate maximă și nu se mai îngroașă. Oricum, pentru mine important era să observ o evoluție a linuțelor. Asta ce înseamnă? Pentru că aceste teste de sarcină ies pozitive în funcție de hormonul de sarcină din urină. Și pe măsură ce sarcina crește și cantitatea de hormon din urină este mai mare, și atunci cu cât hormonul este mai mult în urină, cu atât testul iese mai pozitiv. Și practic eu făcând testele acestea de sarcină și văzând că liniuța se accentuează, era clar că și cantitatea de hormon din urină este în creștere, și dacă acel hormon este în creștere, înseamnă că și sarcina este în evoluție. Și lucrul acela mă bucură, adică pentru mine a fost important să observ o creștere și nu o descreștere a acestui hormon și, evident, a liniuțelor de test. Și am mai făcut niște teste unde s-a putut observa puțin mai bine evoluția liniuțelor. Am făcut așa niște teste. Ia să văd, să le pun. Acesta l-am făcut cu 2 zile înainte și vedeți că liniuța este mult mai pronunțată. Acesta l-am făcut cu 1 zi înainte, în ziua în care trebuia să-mi vină și 1 zi după. Deci se poate observa o evoluție a liniuțelor și la aceste teste. Testele de genul acesta sunt puțin mai bune decât cele așa tip bandă, adică acestea oferă rezultate mult mai vizibile decât celelalte. Dar pe acestea le făceam așa, unul pe zi, ca să văd și aici evoluția liniuțelor, și se vede foarte frumos cum liniuța a început să fie din ce în ce mai pronunțată. Și bineînțeles, pe acestea le-am făcut dimineața cu prima urină, pe când celelalte teste făceam unul dimineața și unul seara, ca să văd și să știți că se vedea. Chiar dacă erau doar 12 ore între teste, se vedea o ușoară accentuare a liniuței. În general, dacă faceți un test de sarcină și este foarte slab pozitiv și așa, multă lume recomandă, așteaptă 2 zile și repetă. Dacă se vede mai bine, înseamnă că sarcina este în evoluție. Puteam să aștept și eu mai mult, dar îmi doream să văd așa în fiecare zi, să mă asigur că este totul în regulă. Și acum mă bucur că am acest tabelaș cu testele de sarcină, cu evoluția liniuțelor. Da, cum spuneam, sunt persoane care fac lucrul acesta și este ok, sunt persoane care nu fac și are și este ok, important este să faceți voi ce simțiți, dar pe mine m-a ajutat lucrul acesta până am ajuns la primul control la ginecolog, să știu că sarcina evoluează cum trebuie. Da, dragilor, cam atât în acest filmuleț. Sunt curioasă dacă voi faceți teste de sarcină după ce v-a întârziat, faceți în ziua în care ar fi trebuit să vă vină, sau uneori așa nu mai aveți răbdare și le faceți poate chiar o zi, două înainte de ziua în care ar fi trebuit să vă vină menstruația. Aveți răbdare? Nu aveți răbdare? Cum procedați voi? Aș fi foarte curioasă să citesc poveștile voastre în comentarii. Eu vă mulțumesc tare, tare, tare mult pentru vizionare. Dacă vi s-a părut folositor acest filmuleț, nu uitați să-i dați un like înainte să plecați. Vă pup și vă aștept cu mare, mare, mare drag în filmulețul următor.
Pa!